stau legal, sunt titular de casă, au cadastru, au CV, au... Adică nu s-au instalat ca în alte zone unde merg, iau terenul și nu la șobă. Și în momentul când am venit aici, le-am făcut cadastru, le-am desfăcut parcele, le-am făcut tot. Descoperi la Beto, Maria, merge bine. Ovi, ființa națională pentru om. Nu mi-am domnit de nimic, dar... Modrom, dar la decâne de apă, deci suntem foarte dești aici, a? E consilier al de primărie. Da. Suntem foarte deși ca locuinții, ca proprietari, ca așa și noi dacă ardem cumva, Doamne ferește, un incendiu, așa deci e. Luăm focul toți, mergem cu diavalma. Problema e canalizarea și apa. Canalizarea, apă, un părculeț pentru copii, că avem și noi copii. Vrem să-i, vrem să-i educăm o leacă, mai civilizație, adică să trecem și noi la civilizație mai modernă. Da. Ce am vrea? Deci... Ne mulțumim de primar. Să te mulțumim de primăria, primăria cooperă. Dar nu prea... Comparativ cu ce a fost înainte... Deci, noi n-am venit aici să întrebăm dacă sunteți mulțumiți sau nu de primar, nu. Pentru deci, că e clar că aveți o colaborare, că primarul este în colaborare cu noi, deci ne ajută atât cu ce se poate. Nu sunteți tratați diferit de... Nu, domnul primar, nu. Nu, 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 nu. Și nici nu, nu se face diferența între comunitatea romă și români. Nu se face. Sigura voastră problemă e, am înțeles, o canalizare, un părculeț pentru copii. Un părculeț pentru copii. Și am văzut că aveți școală, copii în oraș. Cadrăm exact într-un program normal. Deci nu facem o diferență între una și alta. Dar asta e că mai trebuie și nouă câte ceva, mai, la partida romilor nu ne întreabă nimeni nimic, deci despre ce avem nevoie, despre ce este... Vezi că te aude. Poți să mă aude. Poți să mă aude că chiar insist pe tema asta pentru că... Pentru că la, când este vorba de votare, ni se cere voturi, ni se cere așa, dar în schimb nu vine să spune, băi, Lucache Ionel. Domnul Ionel, da. O zic și țigănești, o zic și românești. Nu cred că am venit să vorbim nici de partida romilor,
nici de ăia care nu sunt prezenți, că nu e nimeni aici de la Partida Romilor. Nu știu, dar trebuie eu să sunt spun în guvern, da, eu sunt știu. În guvern, consilier de stat, sunt de etnie romă, am venit pentru că îmi pasă, am venit pentru că doamna prefect ne-a făcut invitația, domn primar e coleg de partid cu mine și face parte dintr-o familie liberală ca și dumneavoastră, și tu ești coleg cu noi. Domnul președinte de la Agenția Națională pentru Rom, domnul Titi, tot de etnie romă, secretar de stat. Adică suntem doi demnitari romi în Guvernul României, care astăzi suntem aici printre voi, care doar și voi sunteți ca noi, să găsim o soluție și să rezolvăm o necesitate de care e mare nevoie, canalizarea, apa. Detaliile cu politica, știți bine, când vin bine, bine, asta a intrat într-un discurs mai lung. Da. Vin la legeri și dezvoltăm alte pe departamentul de minorități. Nu-l mai luăm, nu-l mai luăm. Vorbește mult, nu-l mai luăm. Nu suntem în campanie. Pur și simplu, ce putem să facem pe linie instituțională, atât Agenția Națională pentru Romi, cât și eu din Guvernul României, și să știți că din Bacău, coleg cu mine în guvern, e domnul ministru Viorel Ilie, ministru care e cu relația cu Parlamentul. Informarea pentru guvern că vin astăzi aici, am făcut-o și doamnei prim-ministru, știe și doamna prim-ministru că am venit în vizita asta de lucru. Nevoile voastre sunt prioritate pentru mine, ca și consilier de stat, și pentru domnul secretar de stat de la Agenția Națională pentru Rom, împreună cu autoritățile județene și locale, să găsim o soluție. Acum încă e cald, e vară, e frumos, dar vine iarna și atunci iarăși e altă problemă. Dacă reușim să găsim un proiect de anul ăsta, să-l scriem, să-l concepem, să-l partea tehnică și detaliile de unde să găsim finanțare, să vedem de la Ministerul Dezvoltării, să vedem pe fonduri europene unde putem să încadrăm proiectul pentru canalizare și pentru drumuri. Anul ăsta lucrăm la documentație. La anul viitor, în primăvară, să înceapă lucrările. Eu asta mi-aș dori. Și după aia vă cer votul. Acum nu vă cer nimic. O să vine și eu. Da, 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 sigur că da. Deci, bine zis, nu-i nimic. Păi, nu. Și nu pentru mine, pentru voi, că trebuie să știți ce e bine și ce e rău, să faceți diferența. Dar știți ce mă bucur? Venind așa în comună, chiar am spus la domn primar, și nu că sunt subiectivă, că suntem colegi de partid, îmi place că și voi, și locuitorii comunei, sunteți gospodari. Curățenia. În primul rând, mie mi se pare că e o comună, să nu zic un oraș, din Elveția. Comparația pe drum încoace cum am venit. Da. Cu gospodăriile asta frumoase, datorită domnului primar, cu care ne curățenie, colegii de ne ajută. Mă bucur că am întâlnit romi. Da, domnul primar, dar de ce să mințim? Așa este. Nu zice că l-am învățat. Nu, 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 nu s-a învățat. Știu ce e. Înțelegeți că e nevoie pentru toți, nu pentru persoane. Adică vorbiți în numele comunității, nu vorbiți pe persoane. Am adus primari care n-am fost sprijiniți, n-am fost susținuți de primăria Verdunți. Uitați, cu odată cu venirea domnului primar, care este în actualitate acum, suntem susținuți, ajutați, indiferent de situații, deci personal, personal ne ajută. Cu glumă, neglumă, că tot s-a fost la modă, să mai și glumim. Eu vreau să-mi fac casă aici. Voi sunteți diaspora sau nu sunteți diaspora? Nu, așa, suntem prieteni atunci. Dar spuneți-mi, am aflat că sunt mulți plecați în străinătate. Ce zone sunt plecați? Poftim? În ce țări sunt plecați? Spania, Italia, Belgia. Ei adună bani și fac ceea ce fac. Cam astea ar fi țările care sunt cei mai mulți plecați. Unii au rămas definitiv acolo. Vă trimiteți copiii. Încă nu avem stabilit. Nu. Ei merg, fac bani, vin, investesc în sat, plec înapoi. Nu plătiți taxe și impozite, sunteți la zi, am înțeles, n-aveți restanțe. Nu, nu chiar suntem la zi, dar cum să vă spun? Sunt cazuri asemănătoare și în partea aia, între români. Deci nu. Dar nu, ei nu au fost niciodată probleme. Pentru că vă întoarceți acasă, asta înseamnă primar, devotamentul pentru țară și patriotismul. Că noi, țiganii, de când de lumea, că suntem mai patrioti. Partea de spre biserică și să vă arăt, ați fost o... Oriunde ne-am duce, tot în România ne simțim bine. Pădurea fără oscături nu există. Aici ne-am născut. Așa, prioritatea e asta. Am înțeles că școala nu o să fie terminată acum când o să înceapă școala. Că e lucrarea mare.
școala o să fie bună pentru copii, o să vorbim la București să vedem dacă găsim un autobuz, că am înțeles că e nevoie și de un microbus pentru copii, ca să-i, duce, să-i ducă și pe ei la școală. Eu ce vă rog și vă implor să aveți mare grijă de copii. Pentru mine, copiii voștri să meargă la școală e investiția de viitor. Încet în momentul când vin. Dacă voi n-ați avut șansa, măcar copiii voștri să aibă șansa să fie educați. Și copiii voștri să nu mai alerge pe străinătăți, să fie aici, în țară, să fie educați și să arătăm că și noi comunitatea nu putem să facem. Aveți dintre români care au ajuns învățători, educatori. Deci asta e o calitate. Dar trebuie să facă și făcut școală, să făcut liceu, să făcut... Mai sunt. Hai să vedem cum arată. Ați văzut și doamna prefect a venit până aici. Da, ei mă știu. Doamna prefect este o cunoștință mai veche la noi, vine mereu pe la noi. Aveți o ușă deschisă și la prefect. Bineînțeles, mergem ori de câte ori este nevoie, mergem la prefectura la Bacău. Eu chiar sunt plăcut surprinsă că văd și din partea voastră și din partea autorităților o comunicare de care multe comunități din România de rom ar avea nevoie și voi puteți să fiți un exemplu. Exact. Că nu cereți decât ce e bun pentru comunitate. Nevoile pentru comunitate. Adică nu e individual, e diferență de educație. Asta înseamnă educația civică, știi? Ca să nu zic că tu mi-ai Caranii până la educație civică, ca și caranii. Educația au și niște ochi foarte frumoși. La biserică? La biserică, la revedere. Nu mai bine, la revedere. Dar unde sunt doamnele? Ăsta care e consilier și... consilier local. Sunteți un exemplu de urmat. Oameni cuminți. În primul rând sunt oameni cuminți, gospodari. Unde e domnul președinte de la Agenție Națională? Suntem oameni cuminți, suntem oameni gospodari, așa cum îl avem și pe domnul primar. Om gospodar, om cuminte, om care... Și este alătură de noi tot timpul. Face primarul foarte fi noi. Un om de cuvinte a venit în comunitatea noastră. Genier din România? Dar ce genier vă? Vă vom fi catalog. Regis de sami, doamne. Ce se face? Da, autoritățile... Văd că e comunicarea bună și domn primar și doamna prefect și domnul vicepreședinte de la Consiliul Județean. Domnul Chestor, am înțeles că nu avem probleme cu infracționalitatea în zonă. Nu avem, nu am avut niciodată probleme, este exemplu de Bacău. Avem comunități, nu avem foarte multe comune, dar probleme, nu deosebite, de obicei. Dar infracționalități sociale minore, cred. Deci minore, dar aici chiar n-am avut probleme. Deci sunt oameni care înțeleg sau pliază pe nevoile societății și comunii, domnul primar ține legătura permanentă și noi cu poliția locală, cu poliția națională suntem... Avem probleme cu legea, domnule. Când au fost inundațiile, ați avut probleme aici, în zonă, la comună? Nu, că sus, în comună, da. Nu, aici la ei. Aici la ei? Nu, sunt sus, aici nu. Nu e vântul să nu bată. Da. Și cu... Starea cu copiii, ați avut probleme, brujeolă? Nu. Țin să mai relatez un lucru, iar foarte important, pentru că aici, în comunitatea noastră, sunt familiști. N-au abandon de familie, nu avem copii,
Da, asta e foarte important. Așa. Își trimit copiii la școală. Nu avem oameni prin închisori, prin, chiar dacă merg prin afară. Nu, păi, am înțeles că am povestit despre dumneavoastră și am spus că eu nu am un, nu am un proces verbal venit de afară, de undeva, sau o reclamație, sau ceva de la ei, că el furat, ca un eu prins, ca un el la agenție, cu el partea tehnică pentru proiectele care am făcut. Iar... La el e. Măi, de asta, ești ministru țiganilor. Gata, ați intrat în felii cu noi de acum. Eu îi zic că e ministru romilor, să nu zic țiganilor, că m-au decis. Păi, da, nu? Mă dă în judecată. Dar eu am crescut în familie cu cuvântul de țigan. Prioritatea. Eu sunt de la Cluj. Nu-i ceva rușine? Vă e rușine să zic asta? Păi, nici mie. Dacă mi-ar fi rușine, l-aș supăra pe Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte pe Nicolae Gheorghe și Vasile Ionescu, ne-au impus să fim rom. Dar eu tot țigan. N-ar prea simțit-o, când vine aici la biserică, n-ar prea simțit-o, pe părintele tot timpul îl spune. Ioane, zici tu ceva țigănește? Așa. Da. Dar chiar țineți și slujba țigănește? Și țigănește. Ținem, dar cum să voi... avem la biserică majoritate români. Așa, vin din comună, vin din de ce vin comună, de vin și nu pot să țin și da. La țigănească și așa nu, nu, așa. Da. Încă un semn de patriotism. Dacă am fost în Harghita și acolo când... Miercuri românește și... O dată țigănește, o dată românește. Și am fost mare de rom. Majoritatea sunt 60... 5 ore, dacă aș combina. Sau 70% erau rom. 20% maghiar și 10% român. Și copiii romi, în Harghita, într-o comună, copiii romi și romii de acolo, eu le-am vorbit țigănește, le-am vorbit românește, nici țigănește nu știam nici românește. Nu mă ungurește, încă o dovadă că noi țiganii suntem patrioți. Că prima dată aici ne-am născut, aici murim. Asta e țara noastră, vorbim limba română și după aia vorbim în limba noastră. Așa cum a zis arhiereul nostru, ia timpă că oameni, și că limba care a vorbit Dumnezeu a fost limba română. Și așa că noi... ținem la lucrul acesta. Dar vă rog, poftiți să înțeleg că este... Dă drumul la clavitură. Aici e cam frig. E deschisă. La casa Domnului. Aici unde părintele își face datoria. Se simte energia aia. Spiritului religios se simte. Tot timpul de aproape din aproape din astăzi. Părintele e unul dintre ei care eu când văd că sună, iar cere ceva. Tot timpul te ranjezi, tot timpul te ranjezi. Nu vă răspunde domnul primar, așa mă spune. Nu răspunde de fiecare dată. Chiar dacă nu-i răspund, atunci îl sun eu. Vă spun imediat. Îl sunam acum într-o zi. Dar nu vă mai spune. Mai idei sunt ceva pomană, exact. Nu se poate. Totdeauna la ramă. La ramă, la ramă. Am două omii, cum am înțeles. Da. Și acolo sunt într-o zi, părinte, spune ce s-a întâmplat. Păi nu ne ajunge aia, dar mă, ta ce faci? Pun gresii. Da. Ia pune gresii, el zidește, el măruiește. Da, mă, zic, da, muncesc și eu. Nu mai bine plătează, nu-i tare. Asta, da, să-ți copilă.
țărmă. Dintre care nu are unul cu probleme care se chinuie săracul mereu. Da, da, ne, că sunt pe asta, dar nu poate să și nu s-a spus, are săracul probleme și se chinuie. Mulțumesc Dumnezeu, trebuie să-mi pui și așa. Trebuie dusă până la capăt. Așa cum mai vin și credincioși din familie și așa mai discutăm problemele lor și atunci întotdeauna le spun că crucea familiei trebuie dusă până la capăt, oricum ar fi. Da, știm care... Păi, nu sigur, fiecare casă are crucea ei. Și atunci nu putem să spunem că eu am crucea mai ușoară, cealaltă are crucea mai grea. Dar vă rugați și pentru țară când vă rugați? Tot de la mai mari orașelor. Să vă rugați pentru mai mari voștri. Ne rugăm pentru conducătorii țării noastre, pentru că avem nevoie să fie pace, să fie liniște. Avem nevoie de pace și de liniște. Că dacă e pace, atunci merge bine. Vrem cum. Da. Așa, chiar am o rugăminte să filmați acolo la Sfântul Ioan Botezătorul, că e scris în limba româniei. Da. Da, în limba românii, Sfântul Ioan Botezătorul și acolo pe tineri care așa și scrie acolo ceva, așa, în limba română scrie pocheții. Da, pașe, să pun mângherare. Și este unic, așa, și-am vrut ca să menționez lucrul ăsta. Ce înseamnă? Pocheiții, pentru că s-a apropiat în părăția. Împăratul le... Da. De Brest. Da. Și apariția de Brest da. Nu văd deci, acolo. Bravo. Pocăiți-vă că împărăția Domnului se apropie. Da. Așa? Avem o comunitate rom legată din biserică. Deci întotdeauna botezați, botezați, cununați, suntem ortodoxi 100% în comunitate. Nu că ar face o... Deci tu-i parte la... Domn primar, dar sunt copii botezați, nu botezăm. Și acolo nu. Încă eu am copii rom botezați. Aveți? Am. Da? Sincer, am. Am botezat copii rom botezați. Avem un da, pe cuvânt, pe care ne nu înțelege. Există nicio diferență între mine. Eu vin aici, cum ar duce acasă? Și știu toate. Să noi mergem pe la dumneavoastră ca la noi acasă. Și ei, da, niciodată nu li s-a închis ușa, au venit la mine niciodată. Când se zic să așteaptă. Nu, nu. Bine. Întotdeauna am găsit un răspuns la problemele noastre și s-a rezolvat. Pe asta suntem aici. Da. Da. Eu am nevoie de ei, am nevoie de unul de altul, pentru că așa e pe lumea. Și așa e lumea făcută, să ne ajutăm cu lumea altul. Da. Ar fi altul să poate. Așa, da. Aici, ne cunoaștem un pic cine, cum... Începem de trup, începem de la mijloc. Începem de trup, da, băi. Este mița prefectului, doamnele. Doamna Ramona Dobrescu este consilierul pentru problemele minorităților. Doamna Folcescu Elena este șefa SSP-i, zic eu, și programul. O doamnă care nu foarte mult suflet în toate acțiunile astea, de ce este în concediu și este alături mulți de noi și a venit bazin de răspunde. Da, mă gândesc. Ce a fost de din tauri de lumea asistenților medicale, mașilor și asistenților medicale? Foarte important. Foarte important. Vă mulțumesc frumos că sunt de trastă. Nu este la
Moisiu, consilier al Agenției Județene pentru Ocupare Forței de Muncă. Eu vă spun că am ajuns de ani de resurs, instituția care m-a angajat să mediator școala. Am mediator școala. Da. Comunitate. Costea Andrei, inspector social în Comunitatea Județeană de Învăță și inspector social. Și îmi place mai mult. Dar am să mă joc legal aici, pentru că nu s-a văzut mai mult de lucru ca să-i... Scăpăm de asistați. Comunicatorul din partea instituțională. Mulțumim că ați venit. Doamne, eu dat că am fost de atelul școlar în comunitate. Aici? La Bușca. De la Bușca. Exact, la Dragomir. De atelul școlar. Sau, eu ce e directorul coordonator la școală, mai să încep în vedeți. Care răspunde de tot ce înseamnă învățământ în vedeți. Toate corpurile. Reprezentantul poliției județului Bacău. Mulțumim că ați venit astăzi la noi. Noi oricând, în fiecare dată, am avut solicitări din partea deschiși, colaborăm foarte bine și cu autorității locale și poliția din împreună. Reprezentanții noștri au și poliție locală care funcționează și foarte bine e fericit și domnul primar că a organizat și poliția locală. Vreau să vă spun problemele o să fie așa cum am spus la parcursul vizitei. Nu am avut timp să ne creeze multe noi cetățenii de interior. Și sperăm să fie un lucru bun și pentru ceilalți interiori, interiori care avem în comuna Șteman Germani, comuna Valea Seacă, avem un foarte bun studiu. Este un model de bun exemplu. Să fie bună practică. Da, să știți că infractorii nu trebuie să aibă minoritate în spate. Infractorii sunt infractorii, indiferent de minoritate. Deci nu, deci ei sunt foarte bine. Dar minoritatea română, într-adevăr, în ultimii ani au fost infracțiuni sociale. Din ce informații am avut eu la nivel de național. Deci au fost infracțiuni. Adică minore, sociale. Deosebite, consecințe deosebite. Păi sunt și cazuri izolate. Și la Românești, ca și la Românești, la cei de Consiliul Județean, Andrei Ocrescu. Suntem întotdeauna lângă domnul primar. Ne face cinste. Ne face cinste că a creat aici. Da, și reprezentanta guvernului în județul Bacău. Mulțumim! Da. Eu sunt bucuroasă pentru că și domnul președinte, cu cel din urmă, care le-a promis că îi va da un ajutor substanțial pentru de funcții și eu am mai colaborat cu dumneavoastră în 2011 cu Saschipenu, când era foarte interesat de sănătatea românilor de județ, de județul nostru, am avut un proiectiv comun. Referențele sunt foarte bune și de asemenea, de aceea am vrut să ne cunoaștem. Dumnealor au fost în teren, au văzut, pentru că așa mi se pare corect cel mai bine, una este să ai o situație de rău, alta este să mergem de rău în teren, să te întâlnești cu dumnealor și să auzi exact ce probleme sunt și tot nevoile dumnealor. Practic, ăsta este scopul vizitei, de a ne cunoaște nevoile și de a fi aproape de comunitatea română din satul Mușca, totodată țin să mulțumesc aici pentru că vorbim de doamna Direcției de Sănătate pentru sprijinul pe care mi l-ați dat instituției prefectului pentru acele vaccinări împreună cu doamna Dobreză. A fost un tur de foc, știu foarte bine pentru că am trăit împreună acel moment, la modul că la un moment dat eram primul județ pe țară la capitolul Jeolă, deci eram cel mai mare număr de cazuri, iar aceste cazuri, așa cum știm împreună, erau comunitățile române, pentru că dumnealor nu doreau vaccinarea, refuzau vaccinarea și atunci, împreună cu mediatorii sanitari, mediatorii școlari, nu sunt foarte mulți pe județ, până în 90, 9, pentru că noi avem o situație exactă, ne-am deplasat, erau comunități apropiate și la noi situația explodat în perioada sărbătorilor de iarnă, când ei se plimbau dintr-un loc într-altul la vizite, dar cu muncă susținută am reușit să îi deplasăm în vizite.
acel lucru și nos, deși era lucru, era rușinos pentru noi și în primul rând erau probleme pentru copiii din comunitățile. Eu zic că este un lucru pe care l-am făcut și personal, ca și prefect, am așa o satisfacție. Ați făcut mai mult, dar pentru că, da, bine, cu telefonul ar trebui să vină de la nivel local, adică de acolo din comunitate, rolul mediatorului sanitar, trebuie să-și facă și apostolii. Da. Nu să vină instituțiile să identifice. El trebuie să transmită că e nevoie și să treacă semnalul de alarmă. Mediatorul putea, dar putea până într-un punct, pentru că erau create niște relații din prietenie, sau lasă că spune așa, în momentul în care ne-am dus noi de la Macău, lucrurile și-au intrat un pic prin făgașul normal. Și ăsta, zic că e un lucru bun, da, implicarea de instituțiilor. Dovadă, n-am avut cazuri de decesie și mulțumim. Asta e foarte important. Asta e foarte important, dar poate reușim într-o comunicare mai bună și poate printr-un raport mai detaliat cu activitățile care le aveți pe județ, fiind în prefectură, trebuie să transmite și raportul trimestrial la... Da, și poate reușim cu Agenția Națională pentru Rom să găsim o comunicare mult mai bună pe chestia de-astea de comunități, lucrurile astea sunt foarte importante pentru că fiecare, și tu, și rolul mediatorului școlar și mediatorul de sănătate, are un niște apostoli. Și nu putem să stăm să vină numai autoritățile să ne viziteze și să ne prezească cu un semnal de alarmă și noi pe niște apostoli să uităm că avem niște responsabilități. Adică comunitățile trebuie verificate conform niște apostoli. Trebuie mers în teren. Trebuie văzut, trebuie întotdeauna să nu așteptăm să se întâmple. Prevenția e foarte bună, trebuie vorbit cu comunitatea și aici, doamna prefectă, pune suflet și autoritățile locale și doamna doctor și văd că toți cei prezenți, dar responsabilitatea directă e a ta și a noastră și a celor care sunt acolo. Oamenii din teren ca să rezolve repede și fără multă rău. Chiar mă bucur că au venit și domnul Anaisu. N-aveți multe urgențe cu romii pe aici. Urgențe care sunt mă nu sunt de aici. Când apar, îți spune și un ștergă. Da. Sigur, foarte sigur. Eu chiar mă felicit foarte cu răspunsul. Dar acum, în perioada asta ce a fost cu inundațiile, asta mă gândeam că dacă au fost și familii de romi afectate. Am la situația, nu am ce vreau să cu ce vă putem sprijini, de ce aveți nevoie să ne spuneți pe linie instituțională, guvernamentală, suntem doi reprezentanți. Dacă tot profit și eu de ocazia asta, ce scuze pentru voce. Eu am avut o discuție cu doamna prefect la telefon, mă bucur că revede de poate ți-ai. Memoria m-a lăsat când mi-ați adus dumneavoastră aminte. Să știți că Agenția Națională pentru Rom, dacă în ultima perioadă, cel puțin până am preluat-o la mandatul, a fost mai puțin prezent la nivel în Bacău, de când am preluat-o la mandatul, mi-am propus ca toate acțiunile pe care le fac, să le fac cu voluntate cu HGO de înființare și HGO 18 pe 2015. Unde acolo prevede că instituția prefectului, eu județeam pentru un plicat instituției prefectului, este în coordonarea tehnică a Agenției Naționale pentru Rom. Din păcate, de vorbind de când s-a înființat Agenția Națională pentru Rom, această coordonare tehnică s-a făcut de genul voi raportați către noi, noi raportăm mai departe, noi primim de sus, noi dăm către voi. Nu a existat coordonarea aia tehnică. Și mă bucur aici că văd că avem la masă, dacă nu mă cer, cred că e grupul de lucru mix în cadrul instituției prefectului. Mai puțin organizațiile neguvernamentale, aici e o durere de-a mea, dar am înțeles și am discutat-o cu domnul prefect, pentru că cum se face de fapt situația? Instituțiile deconcentrate vin cu planul de sus, că fiecare minister are planul de măsuri, vine de sus, la nivel local se fac planurile locale de acțiune, iar mă pun în pielea colegii Ramona, care primește la PJR două tipuri de documente, strategiile locale de la primărie și documentele venite de la instituțiile deconcentrate. Cum realizăm?
realizez planul de acțiune pentru anul următor, Dumnezeu știe, pentru că instituția de concentrată spune, domnule, mi-a atâta mea sumă, asta este, asta pot să fac, autoritatea locală, domnule, astea sunt problemele noastre, astea trebuie să le facem. Și atunci, clar că se adoptă, și asta este o practică, din păcate, în ultimii câțiva ani, de rău. Adoptăm cea mai simplă variantă, adică în loc ceea ce propune instituția prefectului. Anul ăsta a făcut un exercițiu și am să felul următor, după și data Varga știe. Anul trecut am organizat 7 întâlniri regionale. Întâlnirea de regiunea Nord-Est am avut-o la Piatra Neamță, în care ați participat și dumneavoastră. Acele întâlniri regionale s-au sortat cu un raport, care are 100 de lucruri. Nu m-ați chemat, dar m-am zis că nu m-ați chemat, că m-am participat. În fine, trecem peste. S-a sortat cu un raport cu 100 de lucruri. Raport pe care l-am prezentat în ședința de guvern, la guvern organizată de doamna Varga în decembrie. Eu sunt genul de om care, și am spus și doamne prefect, nu-mi place să vorbesc mult. Eu sunt sociolog de meserie și de obicei sociologia mă mai de dovezi. Da? Adică una e să stau de vorbă cu cineva care în fața autorităților zic ceva și una e că stai de vorbă cu mai aprofundat, nu profund, nu aprofundat în problematică și identifici probabil alte probleme. În acel raport, una dintre criticile pe care ne-am asumat-o și noi, este modalitatea de comunicare și coordonare tehnică pe care Agenția Națională pentru Rol, cu acele departamente regionale sau specialiștii care sunt regionale, acordă asistență tehnică Biroului Județean pentru Rol. Și am identificat următoarea situație. Avem pe jurist care este funcționar public și care, pe lângă atribuțiile de a coordona grupul de lucru mix, mai are și alte atribuții. Avem expert în cadrul Biroului Județean Benelu, care este în cancelarea prefectului. Avem expert care nu are nicio legătură cu romii, dar are prin cumul de funcție. Deci este o situație destul de dificilă. Și atunci, ca să faci coordonare tehnică, clar, trebuie să anulezi niște chestiuni. Și una dintre chestiunile pe care noi le-am aflat a fost în felul următor. Avem o cohortă întreagă de oameni care lucrează în beneficiul comunităților cu rom. Nu vorbim de mediator sanitar, că asta e problema mea cea mai mare. Prima dată, să știți că proiectul cu pilotul mediatorii sanitare 99, cu doamna Roșculeț de la DSP, pe acolo am implementat aici. La temelie ați avut 3 mediatori sanitari. Bun. Avem o cohortă întreagă de oameni care lucrează în beneficiul comunităților cu rom. Din păcate, oamenii ăștia nu beneficiază de asistență tehnică din partea celor care știu cum să facă recomandarea politică publică. Dacă stăm acum și intrăm în detaliu, o să vedeți că e foarte greu să facem recomandarea de politică publică, pentru că nu știu cum să facă. Și atunci am desfințat structurile regionale și, efectiv, cele 7 poziții care erau în țară s-au pus la București. Și atunci, pe regiunea Nord-Est, o să aveți o persoană care lucrează direct cu mine în birou și care va asista tehnic activitatea pe care dumneavoastră, BJR, o faceți împreună cu grupul de lucru mix. Deci ăsta e primul pas pe care vrem să-l facem în perioada următoare. Pe data de 27 avem la Iași, sper că acolo vin. La Iași avem o întâlnire regională unde să intrăm mai în detaliu pe raportul de care vorbeam, pentru că este foarte important să conștientizăm că a venit momentul să punem stop, e un T0 și când facem planificare strategică să nu facem doar copii pe ei și efectiv să avem rezultate, pentru că dacă luăm și vă spuneam că făceam, am făcut exercițiu, în fiecare județ a raportat către ANR un raport scufos. Credeți-mă, dacă intrăm în anii trecuți, e un deja vu, adică nu e nimic nou. Nu e aceeași modie, dar de fapt cu altă pălărie. Nu mai scrie 2017, scrie 2018. Bine, sunt rătăcios acum, dar asta este situația la nivel național, vă spun că participăm la ședințele grupului de lucru mixt și se ridică picioare inspectoratul școlar. Spune așa, la noi nu avem probleme cu romii, s-au trecut toți la școală. Și eu întreb, rata analfabetismului școlar pentru copilul rom, care este? Păi dacă la nivel național este undeva la 20, cred că la romii ar fi undeva la 30. Zic, domnule, chestiunea asta de pe credințe personale, nu și-au văzut când vorbim de experiență și expertiză pe domeniul respectiv. Ceea ce este vorba de inspectorul meștri rom din cadrul inspectoratul sau învățit, sau oprit și lumină. Dar, eu mă opresc și o dată vreau să felicit pe domnul primar, care este aici, pentru munca pe care o face și chiar a dat dovadă domnul primar în momentul de față că programul de guvernare care pune presiune pe autoritatea locală poate să aibă în perioada următoare niște rezultate foarte bune și că omul sfințește lucrul, așa cum a spus și doamnei care mi-a luat interviu, până la urmă, unul important nu este etnia, ci important este omul de la nivel local și diferențele astea pe criteriul etnic sau alte criterii ușoare în o societate.
în dezvoltare. Mulțumesc mult de tot și încă o dată vă felicit, doamna președinte. Mulțumesc mult, domnul președinte. Altcineva dintre dumneavoastră, dacă mai are de pus întrebări sau dacă nu, eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Eu zic aici sunt doar așa niște concluzii pentru a vedea dumneavoastră cât de important a fost întâlnirea de astăzi. Îmi doresc ca dumneavoastră să revină cu drag în județul nostru, să punem măcar împreună bazele într-un proiect care o să considere, pentru că de-aia s-au deplasat în teren. Astea sunt doar concluziile și pentru a-i mai informa noi pe dumneavoastră practic ce facem zi de zi. Dar cea mai importantă concluzie a fost vizitantele, pentru că dumneavoastră și așa cum v-a și explicat domnul președinte, programul de guvernare înseamnă lucru și comunicare direct cu cetățeanul, nu, așa cum am zis și domnul președinte, citirea unui raport supus dintr-un birou, care este o păcăleată la noastră a tuturor și în fond cine are de suferit final este cetățeanul. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă aștept oricând cu drag alături de noi. Mulțumesc! Și astăzi promit să vă dau o ședință. Da, la instituția pentru guvernare. Porque é pouca coisa, muito pouca coisa.